Incendiul a izbucnit în curtea centrului comercial, în zona unde este preluată marfa pentru hipermarket. Flăcările au cuprins imediat peleții, iar fumul gros s-a răspândit rapid în întregul mall. Pentru că degajările de fum au fost și sunt în continuare foarte mari aici, oamenii au fost evacuați de urgență din supermarket, iar apoi rând pe rând și din celelalte spații ale centrului comercial. Am văzut că au luat foc și că au venit ambulanții, am auzit din depozit și după care am început să simt mirosul de fum din magazin și nu după mult timp au venit jandarmii și ne-au spus să evacuăm, să închidem, să ieșim de urgență. Ai speriat? Da, e prima oară când trec printr-un astfel de lucru, dar acum că sunt afară e tot ok. Era plin de fum de la food court încolo, pentru că lucrăm la etaj și după aceea au venit niște jandarmi să ne spună să evacuăm spațiul la tot. Sunt angajat în un magazin din Cinta Mall, de care răspund, și am venit automat că avem animăluțe, am eliberat mutat animăluțele în alt loc și să evacuăm și noi să vedem ce și cum se întâmplă. Pompierii au intervenit rapid înainte ca flăcările să se extindă la mai multe magazine. La fața locului au acționat 4 autospeciale de extinție incendiu, autoscară și preventiv au fost dislocate o ambulanță SMUR și 2 ambulanțe SAJ. Până acest moment nu au fost persoane care să solicite consul medical. Reprezentanții centrului comercial au transmis printr-un comunicat că mall-ul dispune de echipamente moderne pentru detecția și stingerea incendiilor. Magazinele din mall au fost redeschise după o oră, dar hipermarketul a rămas închis. Ancheta pompierilor va stabili cauza exactă a incendiului.